Sfântul Episcop Nicolae Velimirovici Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi Scrisoarea a opta Preotului Caran despre criza mondială Mă întreb, omule al lui Dumnezeu, de unde vine criza actuală și ce înseamnă ea? Cine sunt eu ca să mă întreb despre o taină atât de însemnată? Vorbește când ai ceva mai bun decât tăcerea, spune Sfântul Grigorie, teologul. Și, deși socot că tăcerea este acum mai bună decât orice vorbire, totuși, din dragoste față de tine, îți voi înfățișa ceea ce cred eu despre problema pe care mi-ai pus-o. Criză e un cuvânt grecesc și înseamnă judecată. În Sfânta Scriptură. Acest cuvânt este întrebuințat des. Astfel, psalmistul spune, Pentru aceasta nu vor învia necredincioșii la judecată. Psalmul 1, versetul 5 Și în alt loc, milă și judecată voi cânta. Psalmul 100, versetul 1 Înțeleptul Solomon scrie că de la Domnul se face judecată omului, pilde capitolul 29, versetul 27. Însuși Mântuitorul a zis că tatăl toată judecata a dat-o fiului, iar ceva mai încolo că acum este judecata lumii acesteia. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetele 22, 12, 31. Și Apostolul Petru scrie că vremea este să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu. Epistola 1: Sobornicească a Sfântului Apostol Petru, capitolul 4, versetul 17. Înlocuiește cuvântul judecată cu cel de criză și citește. Pentru aceasta nu vor învia necredincioșii la criză. Milă și criză voi cânta. Tatăl, toată criza, a dat-o fiului. Acum este criza lumii acesteia, că vremea este să înceapă criza de la casa lui Dumnezeu. Până să vină vremurile de acum, popoarele europene întrebuințau cuvântul judecată în loc de criză, de câte ori se abătea asupra lor vreo nenorocire. Acum a fost doar înlocuit cuvântul vechi cu unul nou și cel pe înțeles cu unul de neînțeles. Când era secetă, se spunea judecata lui Dumnezeu. Când era inundație, judecata lui Dumnezeu. Când era război sau molimă, judecata lui Dumnezeu. Când era grindină, când era cu tremur, când erau omizi, șoareci, iarăși și totdeauna Judecata lui Dumnezeu. Iar asta înseamnă criză prin secetă, criză prin inundații, criză prin războaie, molim și așa mai departe. Și actuala restriște financiar-economică este privită de popor ca o judecată a lui Dumnezeu, dar nu este numită judecată, ci criză. care restriștea să fie sporită prin neînțelegere fiindcă atunci când se rostește un cuvânt pe înțeles, cum este judecată, se știe și pricina pentru care a venit restriștea, se știe și judecătorul care a îngăduit-o, se știe, în fine, și scopul pentru care a fost îngăduită ea. Iar când e folosit cuvântul criză, cuvânt neînțeles de toți și de oricine, nimeni nu știe să lămurească nici de ce, nici de la cine, nici pentru ce. Aceasta este, aceasta este singura deosebire dintre criza actuală și criza care este de la secetă sau inundație sau război sau molimă sau omizi sau vreo altă năpastă. Mă întreb de cauza crizei actuale sau de cauza actualei judecății a lui Dumnezeu, cauza este întotdeauna aceeași. Cauza secetelor, inundațiilor, foametelor și a celorlalte flageluri ale neamului omenesc este și cauza crizei actuale, apostazia oamenilor. Prin păcatul apostaziei au provocat oamenii această criză și Dumnezeu a îngăduit-o ca să-i trezească, să le deștepte conștiința să-i înduhovnicească și să-i întoarcă la sine. La păcate moderne, criză modernă. Și, cu adevărat, Dumnezeu s-a slujit de mijloace moderne pentru a-i cuminți pe oamenii moderni. I-a lovit prin bănci, prin burse, prin finanțe, prin valută. A răsturnat casele de schimb valutar din întreaga lume, ca oarecând mesele schimbătorilor de bani în Templul din Ierusalim, a pricinuit o panică nemaipomenită între comercianți și schimbătorii de bani. Înalță, coboară, schimbă, tulbură, înspăimântă. Face totul ca trufașele căpșoare ale înțelepților europeni și americani să se trezească, să li se deștepte conștiința și să se înduhovnicească, ca cei ancorați în limanul siguranței materiale să-și aducă aminte de sufletul lor, să-și recunoască fără de legile și să se închine Dumnezeului prea înalt, Dumnezeului celui viu. Cât va ține criza, atâta timp cât Duhul oamenilor va rămâne neschimbat, atâta timp cât trufașii pricinuitori ai acestei crize nu vor capitula în fața celui tot puternic, atâta timp cât oamenii și popoarele nu se vor gândi să traducă neînțelesul cuvânt criză pe limba lor și să strige cu suspinare și pocăință judecata lui Dumnezeu. Spune și tu, cinstite părinte, judecata lui Dumnezeu în loc de criză. Și totul o să-ți fie limpede. Sănătate ție și pace!